Vicepreședinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Moinești din data de 23 iunie 2017. Ședința extraordinară de astăzi a fost convocată prin dispoziția primarului Municipiului Moinești numărul 737 din 2017, în conformitate cu prevederile articolului 39, aliniatul 2, din legea numărul 215/2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 17 consilieri, din cei 19 consilieri locali aleși și validați în funcție. Având în vedere caracterul solemn al ședinței de astăzi, vă invit să intonăm împreună imnul de stat al României. Thank you.
Mulțumesc. În continuare, dau cuvântul domnului consilier Nicolae Breagnă, președinte de ședință, pentru a derula programul ședinței de astăzi. Mulțumesc. Vă rog să-mi permiteți să anunț prezența invitaților. Doamna prefect Marțica Coșa. Domnul ministru Viorel Ilie. Domnul deputat Constantin Abraham. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău Marius Gheorghe. Domnul președinte, doamna președinta judecătoriei Moinești, doamna judecător Carmen Cartier. Domnul președinte al biroului electoral de circumscripție numărul 2 Moinești, domnul judecător Daniel Tafie. Domnii primari din vecinătate și din alte localități din județul Bacău. Conducătorilor instituțiilor publice prezenți în sală și tuturor cetățenilor orașului Moinești prezenți în această zi deosebită. Dați-mi voie să supun apropării dumneavoastră, să vă propun următoarea ordine de zi. Prezentarea validării primarului municipiului Moinești, la punctul 1. Punctul 2, depunerea jurământului de către primarul municipiului Moinești în fața Consiliului Local. Proiect de hotărâre, punctul 3. Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al municipiului Moinești, județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi a fost adoptat. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Prezentarea validării alegerii primarului. Dau cuvântul domnului președinte al biroului circumscripției electorale, domnul judecător Daniel Darie, care va da citire procesului verbal de consemnare a rezultatului votării pentru alegerea primarului. Poftiți, domnul. Mulțumesc, doar. Bună ziua. O să vă fac o prezentare succintă a rezultatelor scrutinului din 11 iunie 2017 pentru alegerile parțiale pentru funcția de primar al municipiului Moinești. În cursa electorală s-au înscris 5 competitori electorali, respectiv domnii Vieru Valentin din partea ALDE, Vascan Ștefan Cezar din partea Partidului Național Liberal, Cotrăles Paul Claudiu din partea Partidului Social Democrat, Căprarul Pavel din partea Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat și domnul Găgurici Mircea Ionel din partea Partidului Mișcarea Populară. Cele 5 candidaturi au fost depuse în termen legal și înregistrate conform prevederilor legale. La nivelul municipiului Moinești sunt 20.413 alegători. Numărul persoanelor care s-au prezentat la vot este de 9.000, a fost de 9.468, ce reprezintă 46% din electorii municipiului Moinești. În urma sumării proceselor verbale de la cele 17 secții de pe raza municipiului Moinești, s-au obținut următoarele rezultate. În ordinea de mărime, respectiv domnul Vieru Valentin din partea ALDE, 5.957 de voturi. Domnul Cotrăles Paul Claudiu, 2.658 de voturi. Domnul Vascan Ștefan Cezar, 520 de voturi. Domnul Găgulici Mircea Ionel, 77 de voturi. Domnul Căpraru Pavel, 53 de voturi. Raportat la numărul electorilor care au votat în mod legal, câștigătorul alegerilor este domnul Vieru Valentin, cu numărul de 5.957 de voturi din partea formațiunii ALDE. Câștigarea s-a făcut cu un procent de 62,9% din numărul voturilor. Candidatului ales, care i s-a atribuit mandatul de primar conform articolului 1 și alineatul 2 din legea 115/2015, este deci domnul Vieru Valentin, cu un număr de 5.957 de voturi. Cu procesul verbal 127 din 14.6.2017, rezultatele alegerilor parțiale desfășurate în 11.6.2017 au fost depuse de către biroul de circumscripție electorală numărul 2 Moinești la judecătoria Moinești în vederea validării alegerii primarului municipiului Moinești.
A fost o campanie frumoasă, corectă, legală, pe care noi am apreciat-o cei din biroul de circumscripție și care s-a desfășurat în condiții de legalitate, normalitate și, în ultimul rând, de bun simț. Felicit câștigătorul, competitor electoral, domnul Bieu, și îi doresc succes în activitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul judecător, Darie Daniel. Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul doamnei președinte a judecătorii Moine și doamna judecător Pațirea Carmen Nela pentru a prezenta sentința civilă numărul 274 din 2106-2017, pronunțată în dosarul 2652/260 din 2017, al judecătorii Moinești, prin care s-a validat alegerea domnului Valentin Bieru în funcție de primar al municipiului Moinești. Vă mulțumesc. Vă rog să vă ridicați în picioare. Judecătoria Moinești, în dosarul 2654/260/2017, prin sentința civilă numărul 274, din 21 iunie 2017, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 215 din 2001 și legea 334 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, întemeiul articolul 58 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, a admis propunerea biroului electoral al circumscripției numărul 2 din municipiul Moinești și a validat pe domnul Vieru Valentin în funcția de primar. Mulțumesc, luați loc! Doamna judecător, vă rog să-mi permiteți să, în continuare să dau cuvântul doamnei prefect a județului Bacău. Doamna prefect, poți. Bună ziua, bun găsit tuturor. Nu mă așteptam să iau cuvântul așa ca la început, îmi doresc un cuvânt la sfârșit, dar e bine și așa. Pentru mine, Maricica Coșa, prefectul județului Bacău, este o zi de sărbătoare. În primul rând, pentru că au fost primele alegeri pe care le-a organizat instituția prefectului sub directa conducerea mea ca și prefect. În al doilea rând și cel mai important pentru cei dintre dumneavoastră care mă cunosc personal și îmi știți trecutul, este o zi încărcată de emoții și aici, pentru cei care mă cunosc, doar atât pot să vă zic, anul 2008. Anul 2008, când știm cu toții ce s-a întâmplat, domnul Ilie astăzi este lângă instituția prefectului de pe altă dreaptă și pentru că nu am avut ocazia să-l felicit public, îl felicit acum în fața dumneavoastră. Cu mențiunea că este singurul ministru din regiunea Moldovei în Guvernul României, ceea ce pentru noi, ca și instituția prefectului, înseamnă foarte mult. În al doilea rând, domnule Vieru, nu vă dau niciun sfat decât că îmi doresc, ca și prefect al județului Bacău, să rămâneți aceeași instituție dinamică, aceeași instituție serioasă pe care o cunosc și cu care am colaborat de-a lungul timpului, de la Consiliul Județean până la instituția prefectului. Despre activitatea Unității Administrativ-Teritoriale Moinești nu o să discut acum, pentru că știți cu toții. Știți cu toții ce înseamnă Unitatea Administrativ-Teritorială Moinești. La nivelul instituției prefectului avem foarte mult de lucru împreună. Doresc să-l felicit pe domnul primar, dar nu în ultimul rând, fiind reprezentantul Guvernului în teritoriu, dați-mi voie că astăzi în fața dumneavoastră să-i felicit pe colaboratorii mei din Moinești, respectiv pe domnul judecător și pe doamna președintă, cu care am avut o colaborare extraordinară în organizarea alegerilor. Vă mulțumesc, domnilor! Domnule Vieru, vă mulțumesc frumos pentru invitația dumneavoastră de a vă fi astăzi alături, ca și instituția prefectului, iar cetățenilor din Moinești să dea Dumnezeu să li se împlinească toate așteptările. Doamne ajută! Așa cum v-am spus, sunt compleșită de emoții, domnule primar, dacă pot să spun așa. Vă rog frumos, 30 de secunde, peste un minut, vă rog să depuneți jurământul. Mulțumesc.
Susemnatul Pieru Valentin, primar al municipiului Măinești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 60 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 pe 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Măinești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule primar ales, am deosebită bucurie să vă mânesc certificatul constatator al alegerii dumneavoastră în funcția de primar al municipiului Măinești, din partea biroului circumscriției electorale în Mărzăi Măinești. Felicitări. Vă mulțumesc. Și succes. Vă felicit și vă doresc o activitate pornică și în folosul tuturor moieniștenilor. Dați-mi voie să mulțumesc și celor din prezidiu și toaia tuturor. Vă invit să luați loc și trebuie să exprim și eu câteva cuvinte. În primul rând să vă mulțumesc că iată sunteți într-un număr așa de mare. Asta denotă că sunteți interesat de soarta localității noastre de aici încolo. De asemenea să mulțumesc doamnei prefect că a răspuns invitației și astăzi ne-a adresat și câteva cuvinte din partea prefecturii și a guvernului. Domnului ministru care rămâne alături de Măinești, aici este sufletul lui, cred că chiar dacă în câteva zile din săptămână stă în București, tot la Măinești e gândul și când se uită la telefon știe că a mai dat un SMS sau l-a mai sunat odată. Doamnelor, doamnei președinte a judecătoriei Măinești și domnului președinte al biroului electoral de circumscripție, domnului deputat Constantin Avram, președintele ALDE Bacău, cel care a acceptat să fiu candidat la Măinești, mulțumesc, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, consilierilor locali, primarilor din localitățile învecinate și nu numai astăzi, văd că au răspuns mulți primari din localitățile județului Bacău. Asta înseamnă că Moineștiu e o localitate care colaborează cu celelalte unități administrativ-teritoriale și le promit că și de acum încolo va exista această colaborare. Să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că sunteți prezenți și ați răspuns invitației așa cum spuneam. Ce să spun? De mulțumit mai am, dar aș face și un pic de istorie despre ceea ce astăzi s-a îndeplinit mie personal și moineștenilor. În 2008 activam în primăria Moinești și după mai multe gânduri așa trecute prin capul meu, m-am hotărât să candidez la funcția de primar. A fost un început atunci, un început curajos pentru mine, să zic că nu mă gândeam înainte cu o lună, două, nu m-am consultat cu prea mulți, am luat această hotărâre întrucât am constatat că atunci orașul nu mergea într-o direcție bună. La câteva zile, la cine credeți că m-am dus? Am dus la domnul Viorel Ilie, să-i cer sprijinul să mă susțină în lupta mea de a ajunge primar. Surpriză, dumnealui spune, stai, candidez și eu. Și am spus foarte bine. Atunci facem echipă, fiecare cu lupta lui, dar o luptă comună, de fapt. Ne-am găsit și partide, ne-au găsit și partidele pe noi, că nu aveam la acel moment, și am început lupta. Iată că au trecut 9 ani, aproape 8 ani jumătate viceprimar, jumătate de an și viceprimar și primar interimar și astăzi mă aflu în fața dumneavoastră ca primar ales. Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră. E un vot în proporție de 64% din cei prezenți la vot. Asta denotă de aici încolo multe așteptări de la cetățenii orașului. Multă responsabilitate, mult efort de aici încolo. Dar nu pot face acest efort fără un sprijin. Fără sprijinul celor de la prezidiu, fără sprijinul Consiliului Local,
fără sprijinul dumneavoastră tuturor. Și când spun tuturor, spun și celor care nu m-au ales. Asta nu mai contează de aici încolo. Vă spun că sunteți cetățenii orașului, eu sunt primarul dumneavoastră și voi fi demn să vă reprezint oriunde mă voi afla și oricând. Despre realizările de până acum le știți cu toții. Le-ați văzut, sunt faptele noastre, faptele mele, faptele colegilor mei din primărie care ne sunt alături tot timpul. Nu aș vrea să mai aduc în discuție ceea ce am adus și în campania electorală. Despre viitoarele realizări ce le vom avea, este foarte important. Sunt importante proiectele care le-am dus mai departe, care au fost începute din mandatul domnului Ilie, din mandatul Consiliului Local, anterior și actual. Sunt proiecte care se vor regăsi în infrastructură școlară, în mod special. Avem mult de lucru la școlile și liceile din Moinești. Chiar mâine dimineață se finalizează două proiecte, Liceul Cobălcescu și Școala George Ionescu, care vor fi depuse la ADR. Pe sănătate, mai avem și nu în ultimul rând, când vorbesc de sănătate, vorbesc și de hotel. Știți cu toții că acolo a fost construit ca o bază de tratament. Noi acum am depus la Compania Națională de Investiții proiect pentru Centrul de Recuperare Medicală și la ANL, ca o parte din locuințe să fie transformate în spații de locuit pentru cei din sănătate. Asta și ca urmare a devenirii municipiului nostru stațiune turistică. Știți cu toții, asta nu e ceva nou și asta impune de aici proiecte noi pe turism, pe promovare turistică, cu asociația care am format-o cu stațiunile deja consacrate Slănic și Târgu Ocna, orașele Dărmănești, comunele din jur. Deci avem de treabă, într-un cuvânt. Și vă spun cu sinceritate că acest cor îmi dă mai mare ambiție, mai mare responsabilitate față de dumneavoastră, față de toți moineștenii. Cum vă spuneam, despre proiectele noastre mai sunt, pentru vârstnici, pentru cei tineri, pentru mediu, toate sunt prevăzute în portofoliul meu de proiecte și asta se va dovedi în următorii 3 ani. Și poate nu numai, sper și mai departe. Încă o dată trebuie să mulțumesc echipei mele de campanie. Am avut o echipă ca niciodată am adunat sau adunat în jurul nostru și în jurul echipei de la Moinești, din afara localității, din județ și nu numai. Am avut musafiri din conducerea centrală, doamna Norica Nicolae, domnul președinte Tăricianu, au mers cu noi pe stradă. Eu spun că au îndreptat atenția spre municipiul Moinești, le mulțumesc și dumnealor, chiar dacă astăzi nu sunt prezenți aici, dar cred că și dumnealor au contribuit la acest rezultat. În ultimul rând, să mulțumesc cetățenilor, cum spuneam, pentru că până la urmă, de dumnealor a depins rezultatul, pentru că dumnealor au luat decizia de a vota și dumnealor, atunci când au mers la vot sau înainte, sau atunci când noi am mers în campanie și le-am vorbit despre faptele noastre și despre ceea ce ne propunem să realizăm, au crezut în noi, pentru că pentru mine și pentru echipa mea au vorbit faptele și nu promisiuni și vorbe sau promisiuni ale unor proiecte care erau deja pe site-ul primăriei sau depuse la instituții pentru finanțare. Cred că trebuie să mă opresc, aș putea să mai spun multe. Sunt și emoționat, că spune o vorbă că nebunii sau alții nu pot fi emoționați, așa că nu vreau să mă încadrez în acea categorie. Vreau să fiu cel cu emoții, să trăiesc ceea ce fac și să nu uit să mulțumesc familiei mei. Aici sunt părinții, soția, copiii, nu sunt că sunt plecați, dar au fost alături de mine și m-au susținut și sunt sigur că mă vor susține în continuare. Vă mulțumesc tuturor, succes dumneavoastră și succes echipei în care fac parte. Continu cu ultimul punct al ordinii de zi, și anume proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. În raport, Comisia Juridică. Comisia Juridică avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Raport, Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi, acest proiect a fost adoptat. În încheierea ședinței,
Înscrieri la cuvânt. Vă rog. Toată lumea a spus într-o direcție. Curaj. Mulțumesc. Dați-mi respectul de regulă. Doamna secretar, mi-a luat jurământul de teamă să nu-l depun încă o dată. Sau, cred că mai degrabă, să nu am emoțiile pe care le-am avut acum un an. Sărămâinile și bună ziua tuturor. Distinși prezidiu, dragi prieteni, aflați aici în sală. Sunt și eu foarte emoționat, pentru că trăiesc fiecare clipă atunci când iau parte la activitățile municipiului Moinești, cu atât mai mult cu cât, iată că după ani, așa cum s-a spus aici, după 9 ani, ne reîntâlnim într-o altă postură. N-am să povestesc foarte mult, dar mă gândeam, venind acum de la Brașov pe drum, cred că important ar fi să ne amintim câteva vorbe. Toate la timpul lor. E o vorbă foarte frumoasă românească și nici când nu trebuie forțat, decât atât cât trebuie. După un parteneriat pe care l-am avut cu Valentin, cu Consiliul Local și cu dumneavoastră aproape 9 ani, iată că un vis al Valentin de acum 9 ani s-a primit astăzi de la. Deci, vin. Să nu ne grăbim, că toate vin. Aș vrea să transmit un mesaj și să știți că îmi pasă de tot ceea ce se întâmplă în Moinești. Sunt parte din municipiul acesta, chiar dacă sunt senator și reprezint electoratul din județul Bacău. Sunt și cred că bănuiți sunt mult mai legat de aceste locuri. Vreau să vă rog să fiți parte cu toții din echipă. Și în special mă adresez competitorilor din această campanie electorală. Am înțeles totdeauna campaniile electorale. Chiar dacă uneori mi-a fost greu. Dar l-am sfătuit pe Valentin deja și sunt convins că o să procedeze la fel, să ajute prima dată pe cei care n-au avut încredere în el și în echipa lui. Tocmai pentru a le demonstra că au greșit. Iar noi, cei din echipa lui Valentin, trebuie să demonstrăm că suntem capabili să acceptăm orice, până într-o limită, dar spre binele municipiului Moinești. Vă rog pe toți să ne gândim la acest lucru. Campania mai vine peste 9 ani, peste 3 ani, pardon. Poate peste 9, cine știe ce. Da? Doar peste 3 ani. Avem 3 ani de muncă, avem 3 ani în care să dăm deoparte tot ceea ce a mai rămas, poate, după această campanie. M-aș fi bucurat să văd și alte persoane în sală astăzi. Eu sper ca toți cei care nu sunt astăzi aici să fie aceiași oameni pe care i-am cunoscut, pe care îi știu și care să fie aproape de municipiul nostru, așa cum au spus-o, așa cum au demonstrat-o în anii anteriori și de acum încolo. Vă mulțumesc și mult succes, Valentin! Mulțumesc, domnul ministru, are cuvântul domnul președinte Abraham. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, onorat prezidiu, dragi prieteni. Să vă spun sincer, m-am cam liniștit un pic, pentru că după nominalizarea domnului senator Viorel Ilie și plecarea către București, am primit din partea colegilor mei de școală și de liceu numai reproșuri. Băi, ne-ai luat primarul. Uite, acum aveți primarul. Deci m-am detenționat un pic, n-a rămas Moineștiul fără primar. Eu sunt convins că Valentin Vieru
cu experiența administrativă pe care a căpătat-o de-a lungul anilor, va continua proiectele care vizează bunăstarea comunității muineștene și la fel de convins sunt că va rămâne același om de dialog, același om care ascultă pe toată lumea și încearcă să pună în practică și cu bună reușită de cele mai multe ori. Să sperăm noi că și în viitor apropiat lucrurile vor continua pe același făgaș. Eu îl felicit în numele grupului parlamentar al Alianței Liberalilor și Democraților din Parlamentul României. Îl felicit în numele domnului președinte Tăriceanu, care cu care am vorbit astăzi și a spus să transmit, să mă fac vocea dumnealui astăzi și să-i transmit mult succes în mandatul pe care trebuie să-l ducă până la capăt și să ducă până la capăt și programul pe care l-a prezentat în campanie electorală. Vreau să vă încredințez că prețuim la adevărata valoare votul dumneavoastră al comunității moineștene pentru simplu motiv că prin votul dumneavoastră ați confirmat valoarea cuvântului dat și respectat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnului deputat. În continuare are cuvântul domnul vicepreședinte Consiliului Județean Bacău. Bună ziua, vă mulțumesc mult, doamna prefect, domnule ministru, domnule deputat, domnilor primar, dragi colegi, onorată asistență. Înainte de a-l felicita pe domnul Vieru pentru noua funcție, vă rog să-mi permiteți să vă felicit pe dumneavoastră, dragi moineșteni. Vă felicit pentru faptul că încă o dată a știut să alegeți un om care reprezintă administrația, care știe administrație și pe viitor va trebui să lăsăm oamenii care sunt pregătiți în administrație să facă administrație, iar ceilalți să facă ceea ce știu să facă. Domnul ministru spunea că este alături de moinești. Noi știm că este alături de moinești, este alături de Bacău, așa cum și Bacău este alături de moinești. Consiliul Județean va susține fiecare proiect al Moineștiului și, cum spunea și doamna prefect, este primarul dumneavoastră și noua culoare politică. Este printr-o conjunctură politică, primar, dar reprezintă interesul fiecărui partid și fiecărui cetățean. Iar în încheiere vă rog să-mi permiteți să vă reamintesc, știind că sunteți oameni cu frică de Dumnezeu, nimic nu se face fără Dumnezeu. Mult succes, iar dumneavoastră încă o dată felicitări pentru alegere. Vă mulțumesc. Altcineva, dacă mai înscrie la cuvânt? Domnul consilier local, aveți cuvântul. Sunt consilier independent de municipiu Ilie, mă cunoașteți, nu țin cu nicio tabără, vreau în numele... Deci nu țin cu nicio tabără, nu țin cu niciun partid. Asta să fiți sigur. În numele celor 372 de alegători ai mei, de votanți, domnul primar, vă dorim felicitări. E o zi extraordinară pentru că în momentul ăsta noi am pus armele în cui. Cum să zice, am avut o luptă puternică, a fost o luptă puternică pe Măinești. Îmi pare rău că ceilalți din altă tabără n-au venit, trebuia, poate au fost invitați, era frumos să fim cu toții aici. Ceea ce vă spun, chiar dacă sunteți ironici, vă spun că fără prietenie, fără a ne uni cu toții forțele, indiferent de culoare politică, atât noi, cât și vă reprezentanți bisericii, ei cu rugăciunile, noi cu forța, cu toți consilierii, indiferent de culoare politică, nu vom ajunge niciodată ca Moineștiul să ridicăm la nivelul care trebuie. Eu, din partea mea, îi doresc
tot binele lui domnul primar și echipei care o are, în primul rând consilierii. Și noi, nu pot să zic în numele consilierilor, dar sunt sigur că îmi cunosc consilierii, adică colegii mei, că vom fi împreună cu toții în jurul dumneavoastră, vom aproba toate proiectele și inițiate de dumneavoastră. În așa fel, când mai ieși să arate o microstațiune. Ce vreau să vă mai spun un lucru. Învingătorii totdeauna primesc onoarea laurilor, iar învinge experiența. Acum nu-mi permit să dau eu sfaturi, pentru că sunt prea mic domnului primar, și, mai ales domnul Ilie, dar să nu uite că acum 8 ani am fost pe BNR cu ei și spuneam în felul următor. Aceasta este echipa pentru viitorul orașului. Nu credeți că am ieșit din această echipă? De aceea îmi permit, nu să dau sfaturi, dar să rog pe domnul primar să fie un primar a tuturor cetățenilor din oraș, indiferent de culoarea pielii și culoarea politică. Și aș vrea să rog, am și o propunere pentru guvern, ar fi foarte bine și pentru România, așa cred eu, ca în momentul când ai ieșit primar, să-ți dai demisia din partidul respectiv și să fii primarul tuturor oileștenilor sau orașului respectiv, în așa fel încât țara, România să nu se mai împartă pe culori politice și primarul să fie independent așa cum sunt eu. Da. Dumnezeu să vă ajute! Mulțumesc, doamna consilier! Dacă se mai scrie cineva. Domnul profesor Nilă. Bună ziua tuturor, domnilor din prezidiu, doamnelor din prezidiu, domnilor consilieri, tuturor. Ce vreau eu să spun în câteva vorbe? Ce este un primar? Asta ca să audă Valentin. Latin avea o vorbă. Primarul este primus inter pares. Adică cel dintâi între egali. De ce spun asta? Nu pentru o lecție de latină, ci ca să se înțeleagă un lucru. Propoziția asta are două părți. Prima este primus, a doua este inter pares. Dacă acorzi preeminență primului termen, nu e bine. Dacă acorzi preeminență celui de-al doilea termen, adică între egali, o să ai o viață mai lungă ca primar. Ceea ce îți doresc eu acum din toată inima. Mulțumesc. Domnul profesor, poftiți, vă rog. Domnul profesor Lovin. Domnilor invitați și domnilor mâinește, eu sunt un profesor pensionar. Dar vedeți noastră în situațiile acestea, nu pot să tac. Domnule Fieru, sunteți pe val. Oamenii v-au ales ca primar. Vă bucurați, deci, de credibilitatea mâineștenilor. Și nu întâmplător. Ați demonstrat dumneavoastră împreună cu domnul actual ministru, împreună cu echipa dumneavoastră, că se poate schimba total fața orașului. Și, într-adevăr, profilul social, economic și cultural al Moineștiului
s-a schimbat total. De aceea oamenii o iubesc și vă auzesc. Domnule primar, dar să știți un lucru. Toate componentele, toate comportamentele, toate fațetele comportamentului uman se vor repercuta asupra dumneavoastră. Și de ce spun acest lucru? Veți fi acceptat și respins. Veți fi aprobat și dezaprobat. Veți fi admirat și judecat. Veți fi înțeles și neînțeles. Veți fi iubit și urât. Și este firesc să fie așa. Pentru că oamenii sunt diferiți. Oamenii au cunoscut și bucuria și tristețea. Oamenii au crezut de foarte multe ori în prieteni, dar au gustat de cele mai multe ori gustul amar al decepției. Așadar, domnule primar, știți, de data aceasta vorbesc foarte puțin, eu am un mare defect, vorbesc prea mult. Mandatul de deputat este pentru dumneavoastră, domnule primar, un act de supraviețuire. Pentru că veți avea ocazia, și repet, veți avea ocazia să vă cunoașteți limitele și să forțați depășirea lor. Veți avea ocazia să cunoașteți foarte bine oamenii. Veți avea ocazia să știți cine sunteți, cum sunteți, ce sunteți și ce însemnați dumneavoastră pentru mâinește și chiar pentru dumneavoastră. Și eu v-aș ruga din suflet și cu această încheiere. V-aș ruga în numele moineștenilor să rămâneți în continuare un om cu care se poate vorbi. Un om care a învățat să asculte și să înțeleagă dincolo de cuvinte. Un om care a învățat să vadă dincolo de măștire oamenilor. Și m-aș mai ruga ceva, domnule primar, să găsiți întotdeauna timp pentru oameni și mai ales pentru oameni sărmani și să-i ajutați atât cât vă permit posibilitățile dumneavoastră, dar întotdeauna să comprimiți neputința materială cu un zâmbet, cu o mângâiere, cu o inimă curată, pentru că oamenii se mulțumesc și cu atât. Și în ultimul rând, vă rog, domnule primar, și din suflet vă rog, imediat, să aveți grijă de tineri aceștia care termină liceul și sunt dezorientați, depusolați, nu știu încotro să apuce. Domnule primar, vă dau un sfat. Participați la sărbările de sfârșit de an. Atunci când absolvenții liceului predau cheia următorilor elevi. O să rămâneți impresionați cum arată aceste tineri. Domnilor primar, sunt atrăgătoare. Au o înfățișare armonioasă. Sunt frumoși. Iar tinerii sunt însuflețiți.
de o forță de dăruire neșovăielnică. Domnule primar, toți acești bine pe care de multe ori neglijăm ascund în ei un clopot interior. Ascund în ei o energie ascunsă. Paradoxal ascunsă. O energie tumultoasă care se cere a fi dezlănțuită. Și imaginați-vă acești tineri nouă posibilități materiale. Atunci să vă gândiți, domnule primar, la dumneavoastră, la mine și la mulți alții care am trecut prin această situație. Am trăit un moment extraordinar într-un an când, la observare, o elevă a început să plângă și m-am apropiat de ea. Și am spus, domnișoare, eu nu vreau să vă alung tristețea. Eu nu vreau să vă șterg lacrimile. Dar vreau să știu de ce plângeți. Nu vă fie rușine să plângeți. Pentru că și eu plâng în momentele mele de intimitate, pentru că vreau să-mi păstrez viața personală. De ce plângeți? Domnule profesor, am învățat în liceu și voi reuși singur la medicină. Sigur voi reuși. Dar nu are cine să mă întrețină. Nu am niciun suport material. Nu vorbesc în zadar. Și nu vorbesc din basme. Această elevă, în momentul de față, este medic la Ploiești. Și a găsit un prieten care a ajutat-o să vină. Vă mulțumesc, domnule primar. Mulțumim domnului profesor, știm că întotdeauna are cuvinte frumoase, nu numai pentru voi cei de aici, pentru toți cei din sală. Punem punct aici întâlnirii noastre de astăzi. Încă o dată mulțumesc tuturor. Aș dori ca la final să ne întâlnim în fața primăriei, să facem o poză colectivă, pentru că și cei de la presă sunt și cred că Moineștiul trebuie promovat. De multe ori am spus, mai ales de atunci de când Moineștiul a devenit stațiune turistică, este important să promovăm orașul și îl promovăm prin evenimentele care le știți cu toții. A avut loc raliu, urmează mountain bike, urmează zilele orașului și ăsta e un eveniment foarte important pentru orașul nostru și trebuie promovat și ăsta. Dar mai am o secundă ceva. Trebuie să-i acord celei care mă înțelege cel mai mult acest buchet de primări. Vă aștept la primărie ori de câte ori aveți o problemă și eu vă pot fi recunoscut. Vă aștept să fim puse de conferința achisă. Un pic atenți la mine, vă rog frumos! Mulțumesc!